Bine ați venit la competiția inteligenței! Bine v-am regăsit la cea de-a doua parte a competiției The Best, competiție care are pregătite alte trei domenii. Este vorba despre limbă și literatură română, sport și arte. La fel am să vă rog să-i primiți așa cum se cuvine pe cei 8 concurenți. Începem cu Colegiul Național Ion Calinderu. În aplauzele dumneavoastră, intră în scenă echipa Colegiului Național Ion Calinderu din Bușteni. Elia Drăgușin. Lavinia Șchiopu. Robert Terecoasă și Alexandra Diaconescu. În aplauzele dumneavoastră, echipa colegiului Jean Monnet, Iulia Dobrin, Alexandru Mehedinț, Diana Șerban și Teona Șucu. S-au relaxat, s-au consultat, au băut o gură cu suc și sunt pregătiți pentru cea de-a doua etapă. Își doresc, bineînțeles, 15 puncte din 15 posibile. Începem cu primul domeniu, nu vă mai lăsăm să așteptați, limbă și literatură română. Vă rog! Start competiție! Întrebarea cu numărul 8. Prima întrebare pentru domeniul limbă și literatură română. Am să vă rog să păstrați liniștea pe parcursul minutului pe care concurenții l-au la dispoziție pentru a da răspunsul. Începem în forță partea a doua a acestui concurs. Subiectul numărul 8 la limba română. Conțin hiat toate cuvintele din seria. Iau, ceai, idee. Varianta B. Oaie, nai, rai. Și ultima variantă C. Șasiuri, creație, geografie. Start cronometru! Tensiune maximă în sală. Jean Monnet a răspuns deja. Așteptăm și răspunsul celor de la Calinderu. Mai au la dispoziție 23 de secunde. Trei, doi, unu, stop! Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta C, șasiuri, creație, geografie. Nu coincid răspunsurile pentru că cei de la Calinderu au ales varianta A. Iau, ceai, idee. Ascultăm. Din păcate, răspunsul corect l-au dat doar cei de la Jean Monnet. Deși era foarte simplu de răspuns. Mai avem 4 întrebări pentru domeniul limbă și literatură română.
Întrebarea cu numărul 6. Multă, foarte multă atenție. Chiar trebuie foarte multă atenție. Să facem un pic de liniște. Domeniul limba română, subiectul numărul 6. Formele de plural nearticulat al cuvintelor lynx, codri, ochi, chibrit, remarcă, sunt. Varianta A, lynx, codri, ochi, chibrituri, remarce. Varianta B, lynx, codri, ochi, chibrituri, remarci. Și ultima variantă din fericire, C, lynx, codri, ochi, chibrite, remarci. Start cronometru! Ce tensiune în sală! Cei de la Calindero au dat răspunsul. Și cei de la Jean Monnet, am să te rog să-mi dai mie biletul. Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta B. Lynx. Din nou nu coincid cele două răspunsuri, pentru că cei de la Calindero au ales varianta C, lynx, codri, ochi, chibrite, remarci. Vă ascultăm. Răspuns corect, B. Haideți și cei de la Calindero să-i încurajăm. Continuăm cu cea de-a treia întrebare pentru domeniul limbă și literatură română. Am să vă rog să trageți un bilețel. Numărul? Numărul 3. Întrebarea cu numărul 3. Limbă sau literatură? Nu e atât de ușor. Domeniul limba română, subiectul numărul 3. Cuvântul subliniat din enunțul cărui copil i-ai dat cartea, cărui fiind subliniat, este varianta A, subiect, varianta B, complement indirect, varianta C, atribut adjectival. Start cronometru! Încă o dată fac apel la sală să nu cumva să sufle răspunsurile, pentru că echipa respectivă riscă să fie descalificată. Plus că nu le faceți niciun serviciu. Avem răspunsurile? Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta C, atribut adjectival. Cei de la Calindero au ales tot varianta C, atribut adjectival. Încă o dată vă spun că vreau să dați dovadă de fair play, pentru că acești copii aflați aici lângă noi pe scenă au mari emoții și eu cred că au nevoie de încurajările voastre, nu de altceva. Vă mulțumim! Mergem mai departe cu cea de-a patra... Stai să ascultăm verdictul juriului. Cer scuze. Felicitări ambelor echipe. Răspunsul este corect. Continuăm cu cea de-a patra întrebare.
Numărul 5. Ascultăm întrebarea. Subiectul numărul 5, domeniul limba română. Cuvintele cabalistic și caduc au drept sinonime următorii termeni. Varianta A, misterios, șubred. Varianta B, ritmic, ocult. Și ultima variantă, C, cabalin, învechit. Start cronometru. Avem răspunsul celor de la Calinderu. Și Jean Moe, gata? Avem cele două răspunsuri. Încă o dată, dacă se mai constată că cineva suflă din sală, așa cum bănuim noi că se întâmplă, echipa în cauză va fi descalificată. Am să rog concurenții, în momentul în care primesc întrebarea, să se uite exclusiv pe biletul pe care l-au în față, nu în sală. Mulțumesc! Domnilor inspectori, eu mă uit exclusiv pe biletul pe care l-am în mână. Echipa de la Jean Moe a ales varianta B, ritmic ocult. Echipa de la Calinderu a ales varianta C, cabalin învechit. Verdictul? Cum sună verdictul? Ambele răspunsuri greșite. Dați-mi răspunsul. Atunci ambele echipe merită încurajări. Am ajuns la cea de-a cincea întrebare pentru domeniul limbă și literatură română. Te rog să tragi un bilețel. Numărul 4. Întrebarea cu numărul 4. Domeniul limba română, subiectul cu numărul 4. Care din următoarele structuri sunt pleonastice? Paliativ aparent, picaj vertical, preaviz de concediere, sacrificiu voluntar, mentor spiritual. Varianta A, toate. Varianta B, a doua și a treia. Varianta C, prima, a doua și a treia. Start cronometru. Avem răspunsul de la Jean Moe? Și pe cel de la Calinderu. Avem cele două răspunsuri. Domnilor inspectori, echipa de la Jean Moe a ales varianta A, toate. Cei de la Calinderu tot varianta A, toate. Felicitări! Tocmai mă pregăteam să spun că iată încă o dovadă că limba română e o limbă foarte grea. Felicităm ambele echipe atunci!
Calinderu, ați adormit? Mi se pare mie sau entuziasmul de la Calinderu a scăzut după pauză? Nu cred asta, nu cred, refuz să cred. Calinderu, ce faceți? O atmosferă incendiară aici, în sala Filarmonicii Paul Constantinescu. Și iată, am ajuns și la domeniul preferat de voi toți, cred eu. Domeniul sport. Câți aveți scutire la educație fizică? Nu vreau să știu. Prima întrebare pentru domeniul sport. Cine trage prima întrebare? Te rog. Numărul 1, Victor. Domeniul sport, subiectul numărul 1. Toți cei 8 concurenți vor alerga 10.000 de metri. Câștigător va fi declarat cel care alergă cel mai repede. V-ați speriat? Nu. A fost o glumă? Întrebarea numărul 1 din domeniul sport. Disciplina olimpică în care patinatorii se rotesc în cerc se numește A. Long track, B. Short track, C. Round track. Start cronometru. Rugăm echipele să se concentreze exclusiv asupra biletelor. Nu vrem să ne transformăm în gardieni, dar vom face și acest lucru dacă este nevoie, pentru că nu este corect față de celelalte echipe participante la acest concurs. Avem răspunsul celor de la Calinderu. Poți să iau hârtia? Așteptăm Jean Monnet. Avem răspunsul și de la Jean Monnet. Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta C. Cei de la Calinderu au ales varianta B, short track. Felicitări pentru colegiul Calinderu, care a ales răspunsul corect. Continuăm cu cea de-a doua întrebare pentru domeniul sport. Întrebarea cu numărul 3. Domeniul sport, subiectul numărul 3. Pe lângă jocurile olimpice tradiționale, există competiții rezervate persoanelor cu handicap. Acestea se numesc varianta A, jocurile olimpice pentru handicapați. Varianta B, celelalte jocuri olimpice. Varianta C, paralimpice. Start cronometru. Avem răspunsul Bușteniului, avem răspunsul și celor de la Jean Monnet. Echipa de la Jean Monnet a ales varianta C. Cei de la Calinderu tot varianta C, paralimpice. Felicitări! Răspuns corect!
Continuăm cu cea de-a treia întrebare pentru domeniul sport. Numărul 5. Am să vă rog să faceți un pic de liniște, să ascultăm întrebarea. Domeniul sport, subiectul numărul 5. Într-un concurs de sărituri în lungime, dacă sunt mai puțin de 8 participanți, fiecare atlet are dreptul la varianta A, 2 încercări, varianta B, 3 încercări și varianta C și ultima, 6 încercări. Start cronometru! E greu și la sport. Mai aveți timp suficient să vă gândiți? Șase, cinci, patru, trei, doi, unu, stop! Cronometru! Iată, avem cele două răspunsuri. Echipa de la Jean Monnet a ales varianta A. Din prima încercare, cei de la Calinderu au ales tot varianta A, două încercări. Ce spune juriul? Mie îmi pare rău că dau veștile rele totdeauna, iar doamna Morar pe cele bune. Ambele răspunsuri sunt inexacte. Răspunsul corect fiind? Corect era C. Fiind puțin ca concurenți, numărul de sărituri trebuie să fie mai mare. Oricum trebuie să încurajăm ambele echipe acum. Sunteți nemaipomeniți? Mergem mai departe, întrebarea cu numărul 4 din domeniul sport. Numărul 4. Din fericire, în fiecare echipă este câte un băiat. Sport, subiectul numărul 4. Îi lăsați pe colegii voștri să... Mulțumesc. Ce înseamnă în fotbal sistemul de prelungiri numit moarte subită? Înseamnă că meciul se termină după varianta A, un gol, varianta B, un sfert de oră, varianta C, după ce se trag 5 penaltiuri. Start cronometru! Am să vă rog să faceți liniște. Cei de la Calinderu au dat răspunsul. Le-ai convins ușor pe fete? Avem cele două răspunsuri. Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta A, un gol. Cei de la Calinderu, tot varianta A, un gol.
Felicitări, sunteți bun la sport. Nu știu ce se întâmplă cu galeria de la Calinderu. Mai sunt în sală oare? Sunt! Am ajuns și la ultima întrebare pentru domeniul sport, după care vom continua cu arte. Te rog să tragi un număr din bol. 6, Victor. Sunteți pregătiți? Domeniul sport. Subiectul numărul 6. Putem să facem un pic de liniște? Mulțumesc! În fiecare an se organizează probe de maraton pe străzile multor orașe mari. Participanții trebuie să parcurgă o distanță de varianta A, 42,2 km, varianta B, 56,8 km. Și varianta C și ultima, 72,4 km. Start cronometru! Hai că nu-i greu! Aflăm imediat cât de greu a fost. Gata. Avem răspunsul de la Jean Monnet. Gata. Avem răspunsul de la Jean Monnet. Încă mai au timp cei de la Calinderu să se gândească, să ajungă la un numitor comun. Și iată că au ajuns, avem și răspunsul lor. Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta A, 42,2 km. Echipa de la Calinderu, tot varianta A, 42,2 km. Vreau să felicit ambele echipaje pentru felul în care au răspuns. Răspunsurile sunt corecte și vreau să... Vreau să felicit și galeriile și să se gândească să-și mai păstreze puțină energie pentru meciul de diseară când Petrolul va juca cu Constanța. Ați obosit? Voi ați obosit? Nu. Bun. Mai avem un domeniu, cel de-al șaselea, este vorba despre domeniul arte. Vom avea aici... Dacă trageți din bilet, din bol, bineînțeles, un bilet, vom avea și niște audiții pregătite. Așa că ochi și urechi, liniște în sală și să-i dăm drumul. Prima întrebare pentru domeniul arte. Te rog. Numărul 4, întrebarea cu numărul 4. Încă o dată, până găsește Victor biletele, vreau să mulțumesc domnilor inspectori aici de față și celorlalți inspectori
care s-au implicat în ceea ce privește redactarea acestor întrebări. Este vorba despre 14 inspectori de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Prahova. Mulțumim, te ascultăm, Victor. Domeniul arte, subiectul numărul 4. Acest curent artistic s-a caracterizat prin subiectivitate, supranatural, imaginație, emoție exaltată, visare, evadare într-o lume a contrastelor plină de imprevizibil, fantasticul, exacerbarea pasiunilor personale. Cum se numește acest curent? Varianta A, renaștere. Varianta B, romantism. Varianta C, baroc. Și varianta D și ultima, iluminism. Start cronometru. Mai sunt 5 puncte puse la bătaie. Cu cât mai multe puncte acumulați, cu atât mai bine, pentru că în cea de-a doua etapă vor rămâne 4 colegii din cele 9 intrate în această competiție. Jean Monnet a dat răspunsul și Calinderu a dat răspunsul. Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta B, romantism. Cei de la Calinderu, tot varianta B, romantism. Felicitări! Să felicităm ambele echipe! Mergem către cea de-a doua întrebare pentru domeniul arte, te rog. Numărul 8. Într-adevăr. Domeniul arte, subiectul numărul 8. Care dintre pictorii de mai jos aparțin curentului artistic impresionism? Varianta A, Vincent van Gogh. Varianta B, Georges Seurat. Varianta C, Claude Monet. Și varianta D și ultima, Albrecht Dürer. Start cronometru! A fost ușor până acum la arte. Mai sunt 3 întrebări. Sperăm noi să fie la fel de ușor. Pentru Calinderu se pare că a fost o întrebare ușoară, pentru că au dat deja răspunsul. Gata și Jean Monnet. Avem ambele răspunsuri? Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta C, Claude Monet. Echipa de la Calinderu a ales tot varianta C, Claude Monet. Galeriile au dreptul să se bucure. Răspunsul este corect. Felicităm ambele echipe!
Trebuie să le faceți cinste după. Bun, am ajuns la cea de-a treia întrebare pentru domeniul arte. Numărul 1, întrebarea cu numărul 1. Liniște, să ascultăm întrebarea. Domeniul arte, subiectul numărul 1. Ce înțelegeți prin concerto grosso? Varianta A. Lucrare mare care a impresionat prin dimensiuni. Varianta B. Lucrare muzicală specifică secolului 20. Varianta C. Lucrare muzicală în care se realizează un dialog muzical între un grup instrumental numit concertino și tutiul orchestral. Și varianta D și ultima, lucrare muzicală de mari dimensiuni destinată unui solist instrumentist în dialog muzical cu orchestra sinfonică. Start cronometru! Ultimele două puncte. Tensiune în sală, tensiune pe scenă. Avem răspunsurile. Echipa de la Jean Monnet a ales varianta D. Lucrare muzicală de mari dimensiuni destinată unui solist instrumentist în dialog muzical cu orchestra sinfonică. Iar cei de la Calindero au ales tot varianta D. Da. Haideți să ascultăm ce spune și juriul. Din păcate, exuberanța galeriei nu este fondată. Ambele echipe au răspuns greșit. Răspunsul corect era C. Oricum, foarte frumoase încurajările voastre. Haideți să încurajăm în continuare. Mai avem un punct. Avem două puncte puse la bătaie pentru cele două echipe, mai exact două întrebări din domeniul arte. Cineva de la Jean Monnet să tragă un bilețel? Nu vrea nimeni? Numărul? Numărul 7. Întrebarea cu numărul 7 din domeniul arte. Domeniul arte, subiectul cu numărul 7. Dacă liniște. Putem să facem și liniște, vă mulțumesc. Ce înțelegeți prin expresia a cappella? Varianta A. Vă rog liniște. Varianta A, interpretare instrumentală. Varianta B, interpretare vocal-instrumentală. Și ultima variantă, C, interpretare vocală fără acompaniament instrumental. Start cronometru și vă rog liniște. Liniște.
Te ascultăm. Ai dat răspunsul. S-a acumulat tensiune. Avem răspunsurile. Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta C, interpretare vocală fără acompaniament instrumental. Echipa de la Calinderu a ales varianta A, interpretare instrumentală. Vă ajut eu, domnul inspector. Răspuns corect, ce? Avem o singură întrebare, încă o dată fac apel la voi, nu mai suflați din sală. O singură întrebare așadar pentru domeniul arte. Întrebarea cu numărul 2. În cazul în care și de data aceasta primim sesizări că s-a suflat din sală, se vor lua măsurile necesare, pentru că am precizat lucrul acesta de denumărate ori. Și nu este corect. Este ultimul punct pus în joc. Să demonstrăm că nu numai cei de pe scenă merită aplauzele voastre, ci chiar și voi. Haideți să demonstrăm măcar acum la ultima întrebare. Domeniul arte, subiectul numărul 2. Cine este compozitorul operei Aida, din care vă invităm să ascultați un scurt fragment? Varianta A, Wagner. Varianta B, Verdi. Varianta C, Rossini. Și varianta D, Berlioz. O să-i rog pe colegii de la tehnic dacă sunt pregătiți. Liniște. Avem cele două răspunsuri. Domnilor inspectori, echipa de la Jean Monnet a ales varianta B, Verdi. Echipa de la Calinderu, tot varianta B, Verdi. Thank you.
Aplauzele sălii sunt întemeiate. Ambele echipe au răspuns corect. Să le felicităm! Felicitări. Mulțumim pe această cale și firmei Lucky Wedding pentru sprijinul pe care ni-l acordă în ceea ce privește sonorizarea. Am terminat cele 30 de întrebări la care concurenții au trebuit să răspundă. Juriul, domnule inspector, vă rog, spuneți-ne punctajul. Felicit încă o dată ambele echipaje, felicit colegiile pentru că au trimis echipaje așa de bine pregătite și galeria așa de frumoase. Scorul final, 21 de puncte, Colegiul Național Jean Monnet. Puncte, Colegiul Ioan Calinderu din Bușteni. Și câte 100 de puncte pentru fiecare dintre galerii! Să vă rog să rămâneți în sală pentru că alți colegi de-ai voștri vor urca pe scenă. La final ne vom vedea din nou cu cei 8 concurenți. Vor avea posibilitatea să mulțumească cui vor ei să mulțumească. Până atunci însă am să invit în scenă din nou trupa Trubadurii de la Colegiul Național Jean Monnet cu un dans țigănesc. I-ați văzut probabil pe aici prin sală. Pentru că v-a plăcut teatrul și Ion Calinderu v-a pregătit un mic moment de teatru, Chirița în provincie, după Vasile Alexandrii. Încheiem tot cu un moment asigurat de cei de la Jean Monnet. Este vorba despre tânăra interpretă Ana Maria Nedelcu. Urmăriți aceste momente. Ne revedem la final.